Salut, sunt Ștefan și îți vorbesc despre 5 motive pentru care o fostă iubită te caută. Chestiunea este destul de frecventă, ea s-a despărțit de tine și după un timp te trezești că dă unele semne. Nu știu, îți scrie, te sună, se bagă în seamă pe Facebook, pe WhatsApp, nu știu. Găsește o cale prin care efectiv se bagă în seamă, din senin, fără niciun semn înainte de această acțiune. Și atunci e posibil să te întrebi, păi de ce mă caută fata asta? Doar ea este cea care s-a despărțit de mine. Cel mai frecvent se poate întâmpla asta în cazul în care n-ai căutat-o tu anterior. Adică tu nu ai căutat-o și după un timp ea simte nevoia să te caute. Pentru că e curioasă, pentru că vrea să știe cum o duci în lipsa ei, lucruri de genul acesta. Deci acesta este cel mai frecvent motiv pentru care o femeie ajunge să te caute. Nu ai căutat-o tu și te caută ea. Deci, una dintre căile prin care poți ajunge în situația ca ea să te caute pe tine, este să nu o cauți tu pe ea. Greu de suportat pentru foarte mulți bărbați, dar o chestiune destul de eficientă dacă apelezi la ea. Alt motiv poate fi că ai căutat-o tu, dar ai făcut-o de manieră care o determină pe ea să dorească să știe mai multe. Adică n-ai căutat-o ca un smiorcăit care a dorit să îi împărtășească ei faptul că suferă în lipsa ei, ci ai căutat-o ca un flăcău care este interesat de ea, dar nu este disperat după ea. Ca un flăcău care se bagă în seamă cu o fată pentru că are diverse interese sexuale. Ei, atunci ea va fi destul de probabil tentată să vină spre tine mai mult ca să se lămurească dacă ceea ce afișezi tu este ceva bazat pe o schimbare reală a ta sau nu. Altă situație poate fi aceea în care ea a avut parte de o experiență neașteptată după ce s-a despărțit de tine. Mai exact, o bună parte dintre femeile care ajung să se despartă de bărbații cu care au avut o relație sau cu care au avut o interacțiune, ajung să facă acest pas în momentul în care ori și-au asigurat o nouă relație, ori au niște proiecte în acest sens, adică au avut ceva interacțiuni cu niște flăcăi sau cu un flăcău și atunci știu că dacă se despart de tine, se duc în partea cealaltă sau au șanse mari să se ducă în partea cealaltă. Dacă această nouă misiune nu reușește, e posibil să se întoarcă la tine. Pentru că nu a reușit. Ce vei face tu depinde de tine, de demnitatea ta, de chestiuni pe care nu le discut în această filmare. Bun. O altă situație este că vrea să vadă dacă suferi după ea. Aparent, când auzi un astfel de lucru, te poți gândi că, bă, femeile sunt niște ființe nemernice care își doresc să știe că bărbatul de care s-au despărțit suferă după ele. Nici pe departe așa. Pot fi și situații de genul acesta, dar în majoritatea situațiilor, o femeie trăiește un paradox extraordinar într-o chestiune de gen. Mai exact, se desparte de tine, poate a ținut mult la tine și, prin urmare, nu-și dorește ca tu să suferi. Pe de altă parte, dacă ea se desparte de tine, iar tu ai o atitudine de individ care nu suferă absolut deloc, este deranjată, pentru că e ca și când ea nu a însemnat suficient pentru tine. Deci, la acest paradox mă refer. Pe de o parte, ține la tine și nu ar vrea să suferi, pe de altă parte, ține și la ea
și ar vrea să vadă că ea a fost suficient de importantă pentru tine încât să vadă un pic de suferință la tine. Și cum nu mai este cu tine ca să-și poată da seama exact dacă suferi sau nu, atunci e posibil să te caute, să discute cu tine și să vadă dacă identifică niște semne din care să rezulte că ea a însemnat suficient de mult pentru tine încât tu să nu-ți fi revenit în urma despărțirii. Ai putea crede că e o chestiune profundă, dreaptă și o chestiune pe care niciun bărbat nu ar merita-o, dar face parte din firescul relațiilor dintre femei și bărbați. O ultimă situație care îmi vine în minte legată de posibilitatea ca ea să te caute este aceea în care ea știe că tu ești mort după ea, dar are nevoie de o confirmare în această privință. Adică, deși știe, vrea să mai vadă o dată și încă o dată și încă o dată acest lucru. Așa că te caută în speranța că tu vei ajunge în postura în care îi vei spune că suferi după ea, că vrei să fii cu ea, în speranța că te vei manifesta ca un flăcău care este mort după ea. De ce ar face o femeie un astfel de lucru în condițiile în care s-a despărțit deja de tine? Pentru că, în general, are nevoie să îi se confirme că este frumoasă, că este o femeie atractivă. Și așa cum ți-am mai spus și într-una dintre filmările trecute, nu este vorba că vrea să fie frumoasă neapărat pentru tine sau că vrea să știe că este atractivă neapărat pentru tine, ci are nevoie de aceste confirmări pentru ca moralul ei, stima ei de sine, să fie la un nivel ridicat în perspectiva interacțiunii cu alți flăcăi. Cel mai frecvent asta se întâmplă. Adică vine la tine, tu îi oferi siguranța că ea este o femeie super atractivă și apoi cu această încredere în sine super conflată, merge mai departe și se bucură de interacțiunea cu alți flăcăi. Deci, ca o concluzie, pot fi multe motive pentru care o femeie îți dă semne după ce s-a despărțit de tine. De cele mai multe ori este vorba de nesiguranța ei sau de faptul că nu i-a mers ei ceva așa cum și-a dorit. Și de cele mai puține ori este vorba despre cum ai reacționat tu după acea despărțire. Într-o filmare viitoare, poate am să dezvolt un pic mai mult subiectul acesta apropo de cum ar trebui să te porți în cazul unei despărțiri. Până la acea dată viitoare, zi faină, baftă și stai drept!